Ieri trăia pe stradă și nu avea nici măcar o coajă uscată de pâine, iar astăzi duce o viață de lux. Povestea unei femei. Eram o femeie extrem de amărâtă, fără niciun sprijin în viață. Tata s-a despărțit de mama încă de când eram mică, iar apoi mama a dispărut fără urmă. Am ajuns la orfelinat, unde am crescut până la 18 ani. Însă, odată ce am fost nevoită să părăsesc orfelinatul, viața mea a luat o întorsătură neașteptată. Fără casă, fără familie și fără bani, am ajuns pe străzi, încercând să supraviețuiesc de pe o zi pe alta. Timpul trecea, iar mie îmi era tot mai greu să mă integrez în societate. Eram murdară, cu haine rupte, iar oamenii mă respingeau de fiecare dată când încercam să mă apropii de ei. Într-o zi, disperată, am decis să-mi caut de lucru. M-am dus la un restaurant și am cerut să fiu primită, dar managerul m-a respins din cauza aspectului meu neîngrijit. "Nu putem primi oameni ca tine," mi-a spus el, aruncându-mi o privire dezgustată. Am încercat la o cafenea și la o patiserie, dar peste tot am fost tratată la fel. Îmi pierdusem orice speranță. Mă simțeam zdrobită, fără niciun viitor. Într-o zi, am decis să încerc altceva. Nu mai căutam un loc de muncă, ci doar un loc unde să mă pot spăla. Credeam că, dacă aș fi fost curată, poate cineva ar fi fost dispus să mă angajeze. Așa că am început să bat din ușă în ușă, rugându-i pe oameni să mă lase să folosesc baia lor. La prima ușă, proprietara nici nu a vrut să mă asculte. "Pleacă mai repede de aici până nu chem poliția," a spus ea. Am plecat capul și am mers mai departe. La a doua ușă, același refuz brutal. La a treia ușă, nici măcar nu mi-au dat șansa să vorbesc. Am fost alungată fără milă. Dezamăgită și epuizată, am vrut să renunț. Într-un final, am ajuns în fața unei vile frumoase. "Aceasta va fi ultima încercare," mi-am spus. Am bătut la ușă, dar nimeni nu a răspuns. Am făcut doi pași înapoi, pregătindu-mă să plec, când am auzit o voce în spatele meu. "Bună ziua! Ce s-a întâmplat? De ce ați sunat?" Era un bărbat înalt, cu un chip blând, care mă privea cu îngrijorare. "Nu mai contează," i-am răspuns eu tristă, gândindu-mă că urma să fiu din nou respinsă. "Ba desigur că contează," a insistat el. "Altfel nu ați fi bătut la ușă. Vă pot ajuta cu ceva?" Încercând să-mi stăpânesc lacrimile, i-am spus: "Am nevoie doar de o baie, să mă pot angaja undeva. Îmi e rușine să cer așa ceva, dar nu mai am altă speranță." Bărbatul m-a privit cu atenție, apoi mi-a spus: "Sigur, poftiți înăuntru." M-a condus spre o baie spațioasă și m-a lăsat să mă spăl. Apoi, când aproape mă pregăteam să ies din baie, a bătut la ușă și mi-a spus că mi-a lăsat haine de schimb lângă ușă. Am ieșit și le-am luat. Erau absolut minunate. Un costum alb cu albastru, foarte elegant, care îmi venea perfect. M-am îmbrăcat, apoi m-am dus la el. "Este al soției dumneavoastră?" l-am întrebat cu ezitare, simțindu-mă prost să primesc asemenea generozitate. "Da, a fost al ei," a spus el cu o voce tristă, oftând adânc. Tocmai atunci, dintr-o altă cameră s-a auzit un plânset. Bărbatul a alergat imediat, lăsându-mă singură. Câteva clipe mai târziu s-a întors cu un bebeluș în brațe, o fetiță minunată, dar care plângea într-una. "Scuzați-mă, dar mama ei a murit la scurt timp după ce s-a născut. Nu reușesc să o liniștesc de nicio culoare," mi-a explicat el, cu ochii înlăcrimați de neputință. "Lăsați-mă să încerc eu," i-am spus. Am luat-o în brațe pe fetiță și, spre surprinderea noastră, s-a liniștit imediat, adormind la pieptul meu. Bărbatul m-a privit uimit și mi-a spus cu o voce încărcată de emoție: "Nu știu ce să spun. Niciodată nu am mai fost atât de liniștită."
Am mai vorbit câteva ore în șir. I-am povestit toată viața mea, iar el mi-a povestit prin ce a trecut. Când seara a venit, știam că era timpul să plec. Am vrut să-mi iau rămas bun de la el și să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Însă el mi-a zis: "Vă rog, rămâneți la mine ca bonă. M-ați ajuta enorm." Am acceptat fără să stau pe gânduri. Viața mea părea că a luat o întorsătură miraculoasă. Timpul a trecut, iar relația dintre mine și acest bărbat s-a transformat treptat în ceva mult mai profund. După 3 ani, ne-am îndrăgostit unul de celălalt, iar fetița lui a devenit ca și copilul meu. Astăzi, trăiesc o viață de vis. Avem o familie frumoasă, plină de iubire și respect. Toate greutățile prin care am trecut au fost răsplătite cu o fericire pe care nu mi-o imaginam. Morala poveștii: viața poate lua uneori cele mai neașteptate întorsături. Atunci când totul pare pierdut, poate fi doar începutul unei binecuvântări ascunse. Nu renunța niciodată la speranță, căci Dumnezeu îți poate schimba viața atunci când te aștepți mai puțin. Dacă ai ajuns până la finalul acestei povești, lasă o inimă și asigură-te că ne urmărești.